Refugiații ucraineni șocați de prețurile mari din România. Aveți prețuri ca în Elveția, mai mari și ca în Franța, nu aș putea trăi aici. Acestea au fost cuvintele unui ucrainean care, din cauza situației actuale din țara sa, a fost nevoit să fugă în România. De pe 24 februarie, de când a început războiul în Ucraina, sute de mii de refugiați au ajuns în România. Cei mai mulți au fost în tranzit, câțiva zeci au rămas pe teritoriul țării noastre. Un tânăr ucrainean a ajuns în România, a fost uimit de prețurile din supermarketuri și restaurantele de la Cluj. El spune că banii pentru o cină la restaurant în România i-ar fi ajuns pentru mâncarea pe o lună în Ucraina. Tânărul a petrecut câteva zile în România, iar apoi a ales să plece în Franța, acolo unde are rude. Am calculat vreo 70 de euro, echivalentul în lei, dar de banii ăștia mâncam aproape o lună acasă, în Ucraina. Iar dacă mergeam într-un restaurant, am fi plătit poate și de 10 ori mai puțin. E scumpă, tare scumpă România și nu înțeleg cum pot trăi oamenii săraci de aici cu așa prețuri. Acum câțiva ani am mâncat în Paris cu soția și a fost mai ieftin, la fel cum a fost mai ieftin și la Nisa. Nu mai spun că în Italia a fost mult mai ieftin. În România, clar, prețurile sunt de Elveția, a mai adăugat tânărul.